Bună tuturor! Eu sunt Andreea. Și eu sunt Alina. Și astăzi o să vorbim cum ne-am cerut una pe cealaltă. Yay! Nevastă, de neveste. De neveste. Whatever. Cred că o să împărțim în două videouri. În video ăsta o să povestesc Alina cum a cerut ea pe mine, iar apoi o să povestesc eu cum am cerut-o pe Alina, pentru că dar ne-am cerut amândouă. Avem și un video unde ne-am reînnoit inelele de logodnă și o să intrăm în detalii pe parcursul videoului și despre inele și așa mai departe. Da. Dar hai să începem. În momentul în care m-am hotărât, am vrut să mă duc să iau inelul, dar ținând cont că peste o lună era Crăciunul, am vrut să o cer de Crăciun. Nu știu, așa mi-a venit mie. Și cum te-ai hotărât să mă ceri? Adică, nu știu cum ai știut că vrei să mă ceri. Pentru că asta am simțit. Am simțit că vreau să fiu cu tine toată viața mea și să fim tot timpul împreună. Și am simțit, nu știu, poate că sunt nebună, dar având inelul meu pe mâna ei, am simțit că într-un fel suntem conectate una. Nu știu cum să te explic eu. Chestia e că chestia asta o să audă și ea pentru prima dată, că eu nu prea sunt genul de om care să... Da, mamă, deci... Oh my God! Mare după vâlvă. Ce m-a cerut... Da, nu spun că nu îi spun că o iubesc, că aia îi spun în fiecare zi. Nu e vorba de asta, suntem foarte atașate una de alta, dar mă enervează că în momentul în care o întreabă cineva, gen, nu știu, cum v-ați cerut una pe alta, sau nu știu, mă lase pe mine să povestesc și... E ca și cum, frate, vreau să știu și eu în detalii și nu câteam unde... Mi-a spus mie în detalii oricum, pentru că am pistonat-o cu întrebările. Cum ai știut? O să înțelegi și de ce. Dar da, e genul ăla... A venit o prietenă exact după ce m-a cerut și după ce am cerut-o și eu pe ea. Da. Și ne tot întreba. Și na, fiind prietena ei, mă așteptam să povestească, să încep... Am lăsat tot. Nu, eu a trebuit să povestesc tot. Ok, după momentul ăsta în care am decis că da, vreau să o cer și că vreau să o fac de Crăciun, a venit momentul în care trebuia să mă duc să caut inel. Care nu a fost o problemă, că oricum pe perioada aia mă duceam de foarte multe ori și o luam pe ea de la lucru. Da. Pentru că lucram aproape una de alta oricum. Jumătate de oră pe jos și... Numai bine, în drum spre ea sunt o grămadă de magazine. Fără să-mi dau seama, gen, că ar fi întârziat sau... Și am zis, o să vin la tine astăzi. Da. Și pe drum m-am tot uitat și m-am uitat și m-am uitat și nimica nu-mi plăcea și totul era super mega scump și 2-3.000 da, de euro de lire. Da, pentru că suntem, adică nu ne ferim să spunem asta, suntem și pe buget și nu... Și nu suntem niciuna dintre noi să vrem... Bate vântul. Nu suntem niciuna să vrem pietre, da, design. Mie îmi plac lucrurile simple și amândouă. Cât da, de cât ne plac lucrurile... Să fie finuțe, adică nu simple. Am nimic împotrivă cu inele foarte sofisticate cu pietre, sau cu așa. Alea, dar... Și câteva pietre nu mă deranjează, însă prefer să fie totul simplu, să fie ceva cât mai simplu, care merge la orice și așa mai departe. Ok, prima dată când am fost... Nu am găsit absolut nimic. Mint, văzusem un inel care mi-a atras atenția, dar parcă nu era ăla ceea ce vroiam eu cu adevărat. În schimb, eu am văzut brățara, care o poartă și în momentul da, de față. Brățara asta. Și i-am zis la doamna respectivă care era acolo dacă poate să mi-o pună deoparte inelul. L-am luat cam cu o săptămână sau două, cred că. Pe bune? Atât? Da, și l-am ținut în buzunar. Eu am crezut că l-am luat decât gen cu câteva zile înainte. Wow! Nu, cam așa l-am luat, da. Cu o săptămână, două? Ceva de... nu mai țin minte, sigur. În fine. Am fost cu vreo două săptămâni înainte. Inelul, de fapt, l-am luat cu câteva zile înainte și l-am ascuns în buzunar. Nu, aveam într-o marțe, mi se pare că l-am luat inelul și l-am ținut în buzunar, nu mai știu când a picat ajunul Crăciunului, cred că în weekend sau ceva de genul. Nu mai știu.
În fine, și l-am ținut în buzunar și mi-era atât de frică ca ea să nu-mi caute în buzunare, pentru că dar la noi nu-i genul ăla ca să nu... Bine, nici nu suntem genul să ducem să ne căutăm una la alta, mamă, ce-i acolo, ce nu da, dar eu am obiceiul de multe ori să-i spun, du-te caută la mine în geantă și ea nu știu ce, sau du-te caută la mine în buzunar și ea nu știu ce. Și știind că sunt așa, că și de Crăciun anul ăsta v-am dat de gol. Îi luasem o pereche de cizmulițe foarte drăguțe și nu știu ce aveam în geantă. Văzut pe vlog pentru că s-a dat de gol și ne-am desfăcut. Nu știu ce aveam în geantă. Nu știu ce aveam în geantă și am zis, du-te vezi iad în geantă, nu știu ce și... Da. Ups! În fine. Și asta a fost. În fine, în cele din urmă am găsit inelul, l-am luat la vreo... Câteva zile l-ai luat înainte. Cu câteva zile înainte și, cum v-am zis, l-am ținut în buzunar și mi-era frică să nu cumva să îl găsească. Eu cu gura mea mare, care cel mai probabil m-aș fi dat de gol, ceea ce nu m-am dat de gol. Ok. Avându-l în buzunar, eram liberi amândouă ziua de... Nu, cred că atunci am venit de la lucru. Nu, tu, pe 24 atunci ai lucrat. Da, atunci am venit de la lucru și țin minte că am mâncat... Stai puțin, până atunci, eu am făcut curat și, deci asta a fost în 2017, nu? Da. Da, deci 24 decembrie 2017, țin minte că eu am făcut curat pentru că ea era la muncă și mi-am făcut baie pe cap și așa mai departe, fiindcă oricum înainte gătisem și toate cele. Și eram în cadă și chiar mă gândeam, eu nu mai știu ce ți-am luat, un dream catcher, mi se pare. Da, un dream catcher și un rucsac și aia de cafea. A, da. Și chiar mă gândeam pentru că ne-am pus cadourile sub brad și al meu era ceva foarte mic și lung, era brățara. Era brățara, că și chiar inelul era la mine. M-am gândit, zic, sigur e un lănțișor sau o brățară. Iar apoi, nu știu, pur și simplu mă stăteam în cadă și mă relaxam și am avut așa o chestie gen, cum ar fi să mă ceară pe mine baby de soție? Dar nu știu de ce, pur și simplu. Și după aia m-am trezit gen și eram gen, what the fuck, Andreea, ești nebună. În fine, am terminat baia toate cele, a venit și baby acasă, am mâncat, țin minte că am mâncat sarmale atunci pentru că aveam poftă și ne era oricum foame. Am mâncat, eu m-am dus să fumez. Da. Și când am venit, numai bine am luat... inelul din geacă l-aveam. Ea stătea aici pe canapea și butona telefonul. Și numai bine eu am venit cu inelul care îl țineam la spate exact aici. Și m-am pus exact aici și am început să-i spun, bebel, eu te iubesc și că vreau să fiu cu tine toată viața mea. Și încercam să mă ridic în picioare. Nu îmi spunea, adică îmi spunea cum îmi spune de obicei, dar se stângea foarte rău. Și m-am panicat, eram gen, nu-mi dădea, chiar dacă mă gândisem înainte la cererea în căsătorie, în momentul ăla chiar nu-mi trecea prin cap absolut nimic de cerere în căsătorie, doar că vedeam că se fâstrăcea și era, nu neapărat cât se bâlbâia, cât se, nu știu, parcă tremura, nu știu, și eram gen, ce se întâmplă cu ea, nu știu, în fine. Și am încercat să mă ridic de pe canapea să mă pun în fața ei în genunchi. Da, și s-a ridicat. Ea niciodată nu se ridică când eu mă ridic. S-a ridicat odată cu mine. M-am ridicat odată cu ea și ea se tot dădea în spate. Mă tot dădea în spate și tot încerca să mă pun în fața ei. Și eu nimic. La un moment dat aia știi ceva, eu mă pun jos. Și când m-am pus jos, să pun și ea cu mine jos. Ce Dumnezeu, frate, că cer să fac și eu ceva aici și n-am cum. Nu am efectiv, nu am cum. Ea, pentru că se tot făstăcea și se dădea din ce în ce mai în spate. Efectiv, și orice gest făcea, mă făcea și ea cu mine. Da, și îmi spunea că ea mă iubește și că vrea să fie toată viața cu mine și se bâlbâia și după aia s-a pus jos și era... Și ea s-a pus după mine? Și m-am pus eu cu ea. Și m-am pus în genunchi și am întrebat dacă vrea să fie soția mea. Și a început să plângă. Și că asta e adevărat? Îți bagi joc de mine? Da, cred că am ținut-o, nu exagerez. Mai cred mult că, de jumătate de oră. Cred că o oră. Stăteam în mijlocul camerei, în living. Da. Și tot asta m-a întrebat. Când râdeam, când plângeam, când eram gen, da, ești sigură? Era chestia că m-am panicat într-un fel, pentru că eram gen, ok, mă cer sau e doar un cadou de Crăciun? Și ea mi-a zis că tocmai te-am întrebat dacă vrei să fii soția mea, dar eu nu mai auzisem, nu știu ce s-a mai întâmplat. Asta e ce am dezbătut noi după că s-a întâmplat, pentru că nu realizam ce se întâmplă, eram gen, oh my god, oh my god. E
eram oricum pe altă planetă. Pe altă... Și cred că am întrebat, adică mă uitam la inel și eram gen... Nu-i venea să creadă? Da, sigur, sigur m-ai cerut. Și tot îmi zicea că da, mă, te-am întrebat ce... Sigur, sigur, e real. Da. Nu faci mișto de mine, sigur? Da, de-aia te-am cerut. Am crezut că doar e un cadou, dar zic eu, da, de câte ori ți-am dat tu ții inel? Nu știu, sunt persoane care, deși sunt cupluri, își fac cadou inele și tocmai de-aia am zis că... Nu știu, pentru... Ei, nu zic că nu aș cumpăra un inel pentru ea, dar ăsta nu era inel din ăla, mai ales dacă și... m-am pus în genunchi și toate cele. Oricum, inelul a fost mic. A, da, că... și ne-am chinuit vreo o lună, cred că, să-l schimbăm. Să-l schimbăm, în fine, ideea e că, da, cam asta a fost. Cum s-a fost? A fost... Emoție, plânset, râs, bucurie, fost, nu știu, nici un amalgam de tot ce ai vrut, nici mai n-am știut. Eram fericită, iar mă bușea plânsul, după aia eram gen, oh my god, nu cred că mi se întâmplă asta, după aia eram gen, dar stai, ești sigură? A fost ceva mai amuzant, n-a fost chestia aia clasică în care te întreabă da, cineva și ești da, și gata. Va... Adică am plâns, am râs, am făcut de toate nesigură pe mine, în sensul că nu de răspuns, eram nesigură, băi, se întâmplă chestia asta, adică e real, e pe bune sau... Pentru că noi mai vorbisem înainte de toate astea, dar... vorbisem de nuntă și tot timpul eram gen, vrem să ne căsătorim. Și am uitat să menționăm ceva, că de fapt primele inele pe care noi le-am avut sunt astea, cred că le-am luat pe 4 iulie sau pe 2 iulie 2017 din Camden. Pur și simplu mergeam în... Deci astea sunt ca un fel de promise rings, gen... Da. Să știm că suntem luate dar și că suntem... Dar se țin și acum, după 2 ani. Pe asta n-am dat. Împreună, pe amândouă, am dat în jur de 20 de lire, ceva și gen. Oricum nu. Da, țin foarte mult. Și sunt ok, chiar îmi plac mașini. Și mergeam în Camden și pur și simplu în Camden Town și astăzi o să mergem în Camden Town și filmăm și vlog, așa că nu știu dacă o să fie postat sau nu. O să fie mai târziu postat. Da, și mergeam prin Camden și ne uitam pur și simplu la chestii sub formă de magazine. Da, este un fel de piață cu tot ce Camden Market. Și am văzut, nu știu, tu ai văzut inelele și ne-am uitat așa, s-a întâmplat pur și simplu și apoi ai zis, hai să ne luăm inele și am zis că ok. Și ne-am luat inele și mi le-am pus pe mână și au fost gen inelele noastre de... Promise rings, nu știu cum se traduce asta în română, promisiune, pur și simplu, da, promisiune că suntem una alteia, gen. Iar da. Apoi a venit inelul pe 24 decembrie, inel pe care nu îl mai purtăm, avem alte inele. Da, din păcate avem altele care le-am luat, nu le-am aruncat, încă le avem inelele. Da. Pur și simplu nu le poți purta pentru o să intrăm în detalii în video următor. Da. Și o să vă povestim cu inelele, de fapt o să vă povestim cum am cerut-o și eu pe Alina, iar apoi o să vă povestim cu inelele cum am ajuns să le schimbăm și așa mai departe, cu toate că am menționat oricum în videoul în care ne-am reînnoit inelele. Dar da, cam așa m-a cerut pe mine baby. Încă nu ne-am căsătorit, avem cât avem de la Logan, în jur de un an și un pic. Încă nu ne-am căsătorit, ideal, adică am vrut să ne căsătorim și să grăbim pasul, dar după sunt mai mulți factori pe care trebuie să-i luăm în considerare, plus buget, plus mai multe chestii, plus locuință și așa mai departe, așa că nu suntem pe fugă, noi oricum știm că ne iubim și... Și nu plecăm niciunde oricum, de lângă cealaltă. Inelele avem și așa mai departe, însă da... Nu știu că e foarte ciudat pentru că sunt înainte cuplurile, nu știu... se cereau, să zic așa, și apoi peste un an, doi puneau nunta, iar acum dacă mă uit la persoane pe care se cer și în trei luni și căsătoresc și sunt câteodată mă apucă panica, gen, oh my god, încă n-am avut nunta, dar e ok, adică o să facem și care e în primul lui și e chestia că nu, adică sunt multe alte lucruri care în momentul de față... Da, care au prioritate și nu e chestia că nu, pentru că noi oricum suntem împreună și ne iubim indiferent de situație.
Și de asta am tot zis că, na, o să vedem ce o să fie, oricum de căsătorit o să ne căsătorim, ne luăm. Ne legăm. Ne-am legat oricum. Dar da, noi sperăm că v-a plăcut videoul ăsta. O să-l filmăm acum și continuarea. Așa că nu uitați să vă uitați și la partea a doua. Și da, sperăm că v-a plăcut. Nu uitați să ne dați un like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, pentru că ne ajută foarte mult. Și ne vedem în videoul următor. Pa! Pa!